Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. A fost o ședință relativ scurtă, condensată. Toți colegii noștri și-au manifestat dezacordul profund cules din teritoriu despre ultimele măsuri anunțate de guvern. Este o nebunie completă ceea ce se întâmplă, în special cu măsurile privind închiderea piețelor, târgurilor, oboailor. Este o măsură care nu are nimic de a face cu realitatea românească. Concluzia, cumva, și părerea mea este că au dat ceva ca să dea, dacă nu, cumva, măsura trebuie să răspundă la alte necesități, cu ghilimele de rigoare, ale unora din guvern sau a guvernului integralitatea lui, de creșterea cifrei de afaceri la supermarketuri, de creșterea importurilor și așa mai departe. Nu este nimeni în stare să explice de ce nu poți intri într-o piață, într-un spațiu vast, mare, dar poți să cumperi aceleași legături de pătrunjel dintr-un supermarket, unde e mai multă lume decât în piață. Este un atac foarte dur, nejustificat, crâncen, la adresa producătorului, este un atac la adresa cumpărătorului care vrea să ia o marfă bună, ieftină și proaspătă și românească. Nu are nimic de a face mesajul acesta cu mesajul fals al guvernului, o minciună. Tot clamează guvernul că susține economia românească, producătorul român, românul de rând, și pe de altă parte închide piața. Este încă o dovadă că sunt rupți total de realitate, fiindcă nu numai cei din marile orașe își cumpără din piețe, acele târguri și oboare de la țară, din mediul rural, care se desfășoară în principal săptămânal, au rolul lor în mica economie locală, le-au închis și palea. După ce au văzut că lucrurile iau razna complet și se bucură de dezaprobarea totală, cu ghilimele la bucurat, evident, au venit ulterior și au zis, domnule, primarii trebuie să vadă ei cum fac, cum scot ei niște tarabe pe marginea drumului. Îi anunț că, vorba unui celebru fost președinte, vine iarna. Deci ai scoate pe niște oameni într-o piață, într-un spațiu amenajat și ai scoate în stradă, acum când începe să plouă, să ningă, este o dovadă, din nou, de omenie din partea PNL-ului. În fapt, concluzia este foarte clară. Suntem în campanie electorală, peste aproape o lună, mai puțin de o lună, sunt alegeri și mesajul nostru este clar. Românii au de ales între a alege viața fără PNL sau să moară cu PNL-ul de gât. Acesta a fost subiectul public, dacă vreți, principal al ședinței de astăzi. Am rugat toate organizațiile să caute soluții, să vedem. Vă spun că la mine la Brăila, la duminică, primarul s-a implicat, ne-a implicat cu toții, nu se închide nicio piață. În rest au fost probleme de organizare internă, de campanie. Nu înțelegem cum, chiar nu înțelegem cum se poate face campanie în localități carantinate. Toți avem organizații locale acolo, dar sunt și candidați independenți, sunt partide mai mici care, până la urmă, asta e esența democrației, este să-ți faci campanie. Cum poți să faci campanie într-o localitate carantinată, un candidat independent care nu are voie să intre acolo? Fără că o să explice guvernul când îți va scrie memoriile. La fel, poate explică guvernul românilor din diasporă cum le asigură dreptul la vot în condițiile în care, cel puțin în Europa, este clar că nu vor fi organizate secții de votare, nici o țară europeană nepermițând acest lucru. Da, nu e așa, PNL-ul iubește diaspora, dar nu le dă dreptul să voteze. Poate dacă erau în februarie, în martie, acest lucru se putea. Acum, în mod cert, nu se poate. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mâine înțelegem că o să lansați și programul de guvernare într-un eveniment la Romexpo. Dacă puteți să ne spuneți mai multe detalii. Da, ați înțeles. Bine, mâine lansăm la Romexpo programul de guvernare. Nu vă pot da amănunte, fiindcă îl lansăm mâine, nu astăzi. Și o echipă care e scheletul, cumva, dacă veți, osatura echipei guvernamentale. Suntem pregătiți să guvernăm după 7 decembrie. Suntem pregătiți și astăzi, da? Ocupă locul. Deci Partidul Social Democrat va lansa și un candidat pentru funcția de premier înainte de alegerile parlamentare. Nu știu dacă lansăm și un candidat pentru premier. Deocamdată avem mai multe soluții. Soluții avem. Știm ce avem de făcut din a doua zi. Așteptăm votul. Dacă românii ne trimit la guvernare, ne acordă încrederea, credeți-ne că avem cel puțin 5 soluții pentru prim-ministru.
Spuneați că în Brăila nu se închid piețele în condițiile în care acea hotărâre practic este la nivel național. În ce măsură puteți evita acest lucru în Brăila? Da, se asigură primăria niște spații, acele căsuțe pentru care au folosite pentru sărbătorile de iarnă, parcul de Moș Crăciun, vor fi montate pentru zona de lactate, carne, iar în rest vor fi organizate fluxuri în piață, mai pleacă câte un perete, câte un geam, ca să fie spațiu deschis, se ia temperatura la intrare și așa mai departe. Dar nu închidem piețele, fiindcă ne norocim o mulțime de oameni. Sunt sute de mii de oameni în România care unii trăiesc din acest lucru, din vânzarea acelei legături de leuștean, pătrunjel, doi morcovi, sunt banii bătrânului respectiv pentru medicamente și pentru a-și plăti utilitățile. E o crimă ceea ce au încercat să facă. Tot acum nu știu cum să iasă, cum scoate cămașa. Dar sunt și pe partea cealaltă cumpărători care doresc să cumpere ceva și sunt legături tradiționale făcute în ani. Mi-au roșii de la tanti sau de la nenea, care știu eu că le face sau morcov sau cartofi sau ouă sau și așa mai departe. Nu poți să strici așa ceva într-o măsură absolut idiotă, nu mă feresc de termen. Din dorința de a arăta că fac ei ceva. Fac pe dracu, iertați-mă. Decât să facă chestia asta, mai bine mi-a explicat domnul prim-ministru, ne-a explicat la ședința aceea de Consiliul Național de Situații de Urgență, cum a povestit el în aprilie, iertați-mă, la toată țara, că a comandat el 400 de ventilatoare, nu știu unde, și care nu au mai venit, fiindcă țara respectivă a blocat exportul, dar el prim-ministru, ei PNL-ul, au vorbit cu o firmă din America, care le-a dat proiectul, know-how, schițele tehnice, le-au cedat sau cumva, și au vorbit ei cu Dacia, cu Renault, cu nu mai știu cine, și de-a doua zi vor intra în producția românească cele 400 de ventilatoare. Asta era în aprilie. Fel că acum, dându-se seama că au uitat să facă chestia aia, noi așa, păi închidem piețele, că dacă tot ne-am întâlnit, să zicem că am făcut și noi ceva, nu ne-am întâlnit degeaba. Poate că asta a discutat și tătarul cu ministrul mediului, nu știu cum îl cheamă, la acea întâlnire, fără mască, un spațiu închis, că nu era terasă. Când ai un iglu, nu mai e spațiu deschis. E un spațiu închis. Păi, noi nu avem voie, el are voie. Țineți minte ce am pățit noi când ne-am întâlnit să mâncăm fără mască. Ei nu aveau nicio emoție. Poate comentează domnul președinte în conferința de presă de miercuri cum poate așa ceva să funcționeze la PNL, că înțeleg că PNL-ul sunt niște sfinți. Vor aplica și alți colegi de-ai dumneavoastră din țară soluțiile despre care vorbeați dumneavoastră? Am încercat astăzi să comunicăm cu toți colegii, să găsească acolo unde avem, evident, oameni din administrația locală, unde avem primari, să găsească soluții. Dacă nu, unde e un primar liberal, să explice el cum tata lui de la București, Orban cu ai lui, au închis tot. Dar asta nu e o soluție pentru oameni. Oamenii vor continua să sufere, evident. Referitor la secțiile de votare din diaspora, spuneați că nu se vor deschide, cel puțin în Europa. Aveți informații, date concrete, dacă și unde am putea să deschidem secții de votare în străinătate? Păi, v-am spus, în Europa nu. Vedem că nu depinde de noi. Efectiv, nu depinde de noi. Întrebați-i pe deștepții vieții de pe la guvern. Păi, nu le știu eu pe toate, așa bine și frumos? Altfel, pe diaspora. Ha, ok, uite ce le-au făcut. Uite ce le-au făcut. Spele pe cap acum. Sau să vină acasă, să voteze, diaspora să voteze cu PNL-ul, nu? Nu știu. Au timp și să vină, stea și 2 săptămâni în carantină. Dar înțeleg că e ceață foarte, nu știu, a fost o declarație tot și cu asta închid. M-a zgâriat așa și pe toți de prin București. Înțeleg că în București mirosul acela urât și poluare, a zis domnul ministru al mediului că e din cauza ceții. Vă dați seama că am câte ceați în capul lor. Că și asta vară tot mirosul ăla era și ghișe, nu prea era ceață. Asta e ceața din capul PNL-ului. Vă mulțumesc mult de tot. Înțeleg că mai ai tu... Da. Legea dialogului social, că ați discutat despre ea și în ședință. Până la urmă o votați, nu o votați? S-a discutat, mai sunt câteva lucruri de pus la punct, de discutat cu sindicate, discutat și cu patronatele, trebuie să găsim calea de mijloc, fiindcă eu nu vă ascund, am discutat și când eram prim-ministru, dar plecam de la următoarea premiză. Patronatele trebuie să înțeleagă că nu sunt stăpâni de sclavi și sindicatele trebuie să înțeleagă că întreprinderea totuși nu este a lor. Da, undeva la mijloc este adevărul. Și proiectul privind data alegerilor parlamentare? Înțeleg că săptămâna aceasta se încearcă din nou
să fie trecut prin Senat. Ce așteptări aveți astăzi de la premier în Parlament? Nu mai am nicio așteptare de la premier din mult. Niciuna. Sunt vază complet. De pe ceața aceea invocată de ministrul mediului, e clar că e la ei în guvern sau în capul lor. Ce naiba așteptări să mai ai de la ei? Dacă au fost în stare să îmi scoată din piață bătrânica cu Leuștean, e la revedere. Dar păcănelele sunt ok. Suntem singura țară din Europa, nu știu, poate cu excepția, sau Letonia, cred că mai în situația noastră, dar singura țară cu învățământul, cu educația închisă, că nu e așa, nu le trebuie oameni deștepți ca să vadă cât de proști sunt ei. Asta e guvernul pentru ei. Vă doresc o dimineață plăcută în continuare.